Suntem dependenți de electricitate. Aprindem lumina, pornim televizorul, dăm drumul la calculator, tot atâtea gesturi mărunte care ne-au intrat în reflex. Obișnuințe care ne fac să nu ne mai întrebăm ca atunci când eram copii de unde vine lumina. Uităm astfel un paradox al civilizației noastre energofage. Pentru a obține un substitut de lumină solară, trebuie să scotocim în măruntaiele pământului. Cărbunele, aurul negru. Pentru a-l scoate la lumină, trudesc din greu oamenii adâncurilor, minerii. Istoria mineritului pe teritoriul României este milenară. Mărturie stau între altele băile de aur din vremea romanilor, de la Roșia Montană. Denumiri de localități precum Baia de Fier sau Baia de Aramă, Baia Mare sau Zladna indică faptul că extragerea minereurilor constituia ocupația de căpătâi a locuitorilor din zonă. Pentru cărbune însă, epoca de glorie avea să vină mult mai târziu, de-abia prin secolul al XVIII-lea. Se spune că pe la 1787, generalul austriac Landau a fost trimis să apere cu trupele sale pasul Vâlcan, împotriva unei anunțate invazii turcești. Munți înalți, nopți friguroase de toamnă, așa că soldații au aprins mici focuri în tranșee pentru a se încălzi. Generalul a ordonat de îndată stingerea focului pentru a nu dezvălui inamicului pozițiile trupelor austriece. Nu mică i-a fost uimirea când a văzut că pietrele din jur au început să ardă și focul nu putea fi înăbușit. Dar generalul nu ajunsese general degeaba. A ordonat soldaților să ridice grămezi uriașe de piatră care arde, pe care le-au aprins la venirea turcilor. Otomanii, văzând munții arzând, s-au speriat și au luat-o la sănătoasă. Apariția mașinilor cu aburi la mijlocul secolului al XIX-lea a declanșat febra cărbunelui, impunând utilizarea acestuia ca sursă de energie. Se poate spune că apariția mașinilor cu aburi a determinat începerea exploatării industriale a cărbunelui. Pentru Valea Jiului, principalul bazin carbonifer de pe teritoriul României de azi, acest lucru a adus schimbări demografice dramatice și începerea procesului de urbanizare. Întrucât mineritul nu era ocupația tradițională pentru localnici, societățile miniere care operau în Valea Jiului au adus forță de muncă specializată de pe tot teritoriul Imperiului Austro-Ungar. Astfel au apărut cartiere, colonii muncitorești denumite Bosnia sau Praga, nume pe care și le păstrează și astăzi. După primul război mondial, când Ardealul se unește cu țara, în Valea Jiului apar noi veniți din Transilvania, din zona Banatului, din Maramureș și Țara Moților. Seceta și privațiunile care au urmat celui de-al doilea război mondial aveau să atragă în zonă contingente de oameni mânați de sărăcie din Moldova și Oltenia. Italienii aduși din regiunea Udine să lucreze la construcția căii ferate i-au denumit pe cei de aici Momârlani, poate de la ungurescu Marodvani, care înseamnă urmași, resturi, rămășițe în această zonă. La rândul lor, momârlanii le-au zis celor care lucrau și care veneau în Valea Jiului de acum, barabe, termen care poate veni ca o corupție de la banarbeiter, care înseamnă lucrător la calea ferată, sau de la faptul că mâncau cartofi, așa numitele barabule. E adevărat că dacă termenul de momârlan a căpătat un sens comun, cel de barabă continuă să fie folosit într-un sens de ciufuleală, să spunem așa, într-un sens peiorativ. Un amestec atât de eteroclit de nații nu avea cum trăi în pace decât animat fiind de toleranță și solidaritate minerească. Români, cehi, slovaci, nemți, unguri, bosnieci, evrei și câți alții au lucrat împreună și au împărțit greutățile și pâinea și și-au amestecat cuvintele. Mulți termeni care se mai folosesc în minerit, chiar dacă cei care îi folosesc astăzi nu le mai cunosc originile,
sunt nu neapărat, nu sunt termeni românești, ci sunt termeni provenind din limba maghiară sau din limba germană. De exemplu, minerul spune că ruculește crațărul, adică dă înapoi transportorul, fără ca să știe că cei doi termeni sunt de origine germană, de la a veni înapoi și de la caracteristicile acestui transportor cu raclet. Sau șeful lui nu este maestru, ci este oberul sau steigerul, care sunt de asemenea termeni germani. Deși cărbunele extras hrănea hămesitele motoare cu aburi, munca în mină se făcea la vremea aceea aproape în întregime manual, iar accidentele de muncă, datorate lipsei aproape totale a mijloacelor de protecție, erau numeroase. Minerii nu aveau a se bizui decât pe simțurile lor, pe flăcăruia pâlpâitoare a lămpașului, tot mai mică pe măsură ce oxigenul din galerii devenea tot mai puțin, și când era să fie rău de tot, pe fuga disperată a șobolanilor. Altă protecție nu aveau a aștepta decât de la ocrotitoarea lor, Sfânta Varvara. Se spune că Varvara era fiica unui bogătaș de lângă Istanbul. Pentru a-și feri fata de influența crescândă a credinței creștine, tatăl a închis-o într-un turn, izolând-o complet de restul lumii. Varvara a reușit să evadeze și s-a oploșit printre mineri, la o exploatare de argint. Tatăl a găsit-o și și-a decapitat fiica cea necredincioasă, dar a fost la rândul ei ucis de un trăznet pentru a fi înfăptuit așa grozăvie. Cât a stat la mină, Sfânta Varvara i-a protejat pe mineri prin credință și rugăciune, devenind patroana lor și mai apoi patroana tuturor minerilor. Ziua Sfintei Varvara a devenit ziua minerilor și este sărbătorită în fiecare an pe 4 decembrie. Brațele omenești erau principala forță motrice a industriei mineritului. Cărbunele era excavat manual cu târnăcopul și lopata, era transportat în vagoneți împinși de mineri și tot cu brațele era scos la suprafață. Introducerea tracțiunii cu cai a vagoneților a constituit un adevărat avans tehnologic. Odată intrate în galerii, animalele rămâneau acolo până la sfârșitul vieții. Fânul și grăunțele pentru hrana cailor au atras în galerii șobolanii. Dar aceștia și-au plătit tainul, acționând ca sisteme de avertizare timpurie în caz de inundare sau prăbușire a galeriilor. Mașinile cu aburi au ajuns în cele din urmă și în minele din Valea Jiului, unde au fost folosite atât la transportul pe verticală prin puțuri, cât și la evacuarea apelor și la aerisirea minelor. Caii vor fi, să spunem, înlocuiți sau se va folosi și transportul cu cai, dar în mină vor pătrunde locomotivele diesel și apoi locomotivele electrice, iar pentru extracția pentru scoaterea din abataj a cărbunelui, încă din anii 30 ai secolului al 20-lea au început să fie folosite transportoarele și una din cele mai spectaculoase, să spunem așa, prin caracteristicile lor sunt așa numitele scocuri oscilante. După venirea la puterea comuniștilor, la conducerea minelor au fost instalați numai mineri. Partidul nu avea încredere în intelectual și deci nici în ingineri. Directorii mineri aveau sarcina să își mobilizeze ortacii, iar cuvântul de ordine era țării cât mai mult cărbune. Era încă vie amintirea minerului sovietic Alexei Stahanov, cel care a reușit să scoată într-un singur șut 102 tone de cărbuni. Spiritul lui Stahanov a cuprins și Valea Jiului. Chemări la întrecere nu mai conteneau. Au fost create brigăzi de șoc și sărbători ale muncii. În condiții de heirup, planul era depășit de la an la an. De atunci și-a câștigat lopata minerului numele de Inima lui Stalin. Și azi tot așa îi se zice.
Întârzierea introducerii tehnologiilor performante și a perforajului umed a menținut la un nivel ridicat numărul bolnavilor de silicoză. Mineri bătrâni nu prea erau de găsit. Săparea galeriilor și lucrul în abataje se făcea prin pușcare cu explozivi simpli, încărcarea rocii excavate se făcea manual, iar iluminatul cu lampa cu benzină. În condițiile atmosferei explozive din subteran, sigur că a fost nevoie de un alt tip de lamp și avem aici, mă rog, într-o vitrină, pe lângă lampile cu carbid și care, sigur, probabil s-au folosit o vreme, se folosesc și în mineritul metalifer. Există lampa Freeman Wolf, lampa cu benzină, produsă în Germania, la Bochum, lampa Freeman Wolf, care are calitatea de a păstra flacăra închisă și a nu-i permite să intre în contact cu mediul din afară și nu a iniția o explozie. Interesantă, am spus că această lampă s-a folosit până în anii 50-60 în Valea Jiulei. Interesant este și prima lampă cu acumulator care s-a folosit în Valea Jiulei, tot o lampă Wolf, tot germană, care era apreciată de către mineri pentru că dădea suficientă lumină, era solidă, era rezistentă, dar mai în glumă, mai în serios, am spune că o înjurau în fiecare zi pentru că avea 5 kg și trebuiau să o care după ei. Pentru a crește producția de cărbune, au fost aduse detașamente de militari în termen. Aceștia erau copiii oamenilor înstăriți de la țară, cei ai fostei burghezii, dușmani ai poporului. Erau aduși la muncă forțată pentru că erau prea periculoși ca să poarte arme. Aceste detașamente de militari erau folosite la muncile grele din mine, pe șantiere de construcții, la hidrocentrale, mulți dintre ei suferind accidente grave sau murind în exploziile care se produceau în mine. Abia după 1975, guvernele comuniste au înțeles că singura cale rezonabilă de a crește producția de cărbune era mecanizarea. Avem aici un exemplu elocvent a unei asemenea activități. Există așa numita haveză, care s-a folosit nu numai în mineritul de cărbune, s-a folosit și în mineritul de sare. Avem haveza cu braț, care reușea, datorită fierăstrăului cu care era înzestrată, să taie făgaș în stratul de cărbune, iar aici avem haveza rotativă, care, cuplată la un mecanism, producea o smulgere a cărbunelui din strat. Oricum, mecanizarea, să spunem așa, pornește de la principiile clasice sau de la uneltele clasice, uneltele tradiționale care au fost aplicate pentru mecanizare și dacă privim mai cu atenție această haveză rotativă, vom constata că organele de tăiere ale acesteia sunt asemănătoare într-o mare măsură cu organele de tăiere care se folosesc astăzi pe combinele mecanizate. În 1977, minerii au fost primii care au îndrăznit să-l înfrunte pe Nicolae Ceaușescu pentru a-și cere drepturile. Din marea mulțime de oameni participanți la grevă, doar 14 au fost condamnați și au ispășit pedepse. Duse sunt mașinile cu aburi, iar presiunile pentru a găsi forme tot mai curate de energie au afectat industria mineritului. Nici munca grea, nici riscurile mari, nici procedeele costisitoare nu sunt argumente care să pledeze în favoarea minelor de cărbuni. Exploatarea subterană a cărbunelui se realizează astăzi aproape peste tot, în abataje cu fronturi lungi, cu tăiere mecanică a cărbunelui și cu susținerea abatajelor cu complexe mecanizate. Fiecare exploatare minieră este deosebită și cere tehnologii care să se preteze la zona respectivă.
Suntem continuatorii tradiției de peste 160 de ani a mineritului de huilă în România. Am reușit să schimbăm o metodă de exploatare în totalitate în Valea Jiului, iar astăzi 70% din producția pe care o extragem noi se realizează prin această metodă de exploatare și noi o considerăm o mare realizare, faptul că am reușit în condiții de siguranță și în condiții eficiente economic să schimbăm această metodă de exploatare. Este vorba de metoda de exploatare cu banc suminat. O altă realizare importantă a Companiei Naționale a Huilei a fost punerea în funcție a unui abataj mecanizat la mina Paroșeni, care am avut șansa de a avea un câmp minier foarte bine dezvoltat și, practic, acest abataj este cel mai mare abataj mecanizat sau cel mai mare abataj de orice tip care a fost pus în funcție în Valea Jiului și ca rezervă și ca dimensiuni. Dar, oricât de performante ar fi mașinăriile, o parte din munca din mină se face în continuare manual, la lopată. Inima lui Stalin este încă la datorie. Zăcămintele din ce în ce mai sărace și mai ascunse, costurile de exploatare tot mai mari, au făcut ca extragerea cărbunelui brun și a lignitului să devină tot mai puțin rentabile. Industria mineritului, care a supraviețuit veacurilor de dezvoltare tehnologică, se închină acum forțelor pieței. Industria minieră din România a pierdut din 1990 peste 120.000 de angajați și alți 150.000 din industria orizontală. În momentul aderării la Uniunea Europeană, în România vor mai exista doar 18.000 de mineri. Fondurile alocate de la buget pentru plata salariilor compensatorii se ridică la 690,6 miliarde de lei. Adică fiecare om rămas fără loc de muncă are la dispoziție 3.500 de euro să ia viața de la capăt. Nu e numai soarta minerului român. În Olanda, minele au fost rentabilizate prin transformarea în ciupercării. Polonia a optat pentru retehnologizare. În Franța, orașul Grand Combe a fost transformat din zonă minieră în centru cu veleități turistice, dar reconversia economică și socială poate fi considerată doar un succes parțial. Jumătate din locuitorii regiunii au plecat odată cu închiderea minelor. În Marea Britanie, aproape toți minerii au fost recalificați. În Valea Jiului, oamenii nu așteaptă cu mâinile în sân închiderea minelor. Se caută soluții de eficientizare. Una dintre acestea este amplasarea centralelor care produc curent electric în vecinătatea exploatărilor miniere de huilă. La Paroșeni, în imediata vecinătatea exploatării miniere cu cea mai modernă tehnologie din vale, Termoelectrica modernizează împreună cu partenerii japonezi grupul 4 al centralei termoelectrice. Există speranțe ca exemplul să fie preluat și la exploatarea minieră Petrila. O soluție viabilă pentru a scoate din impas mineritul și problemele care se confruntă astăzi este asocierea producătorilor de energie cu cei din industria extractivă și constituirea unor complexe energetice grupate în jurul producătorilor de energie electrică și a celor care exploatează resurse minerale. Dar în timp ce minele din Valea Jiului sunt închise ca nerentabile, compania termoelectrică intenționează să realizeze o societate mixtă pentru conversia pe huilă a unui grup de la centrala Brăila, care funcționează în prezent cu păcură. Compania consideră că utilizarea huilei din import ar putea rentabiliza funcționarea centralei afectată de creșterea semnificativă a prețului la păcură și gaze naturale. Prețul combustibilului reprezintă circa 70% din costurile de operare ale unei centrale termice. Viitorul exploatărilor masive pare însă a fi pecetluit. Mineritul este el însuși considerat nedurabil
și aduce după sine epuizarea unor resurse naturale și culturale care nu se pot reînnoi. Închiderea minelor nu înseamnă însă și sfârșitul poveștii. După sute de ani de maltratare ecologică, bazinele miniere trebuie să fie redate naturii. În programul de ecologizare a Văii Jiului este implicat și Institutul de Proiectări din Petroșani. În primul rând, este vorba de închiderea lucrărilor miniere subterane, apoi închiderea lucrărilor miniere de legătură cu suprafața, subteranul cu suprafața, ca apoi să urmeze faza următoare, care reprezintă demolarea construcțiilor de la suprafață aferente fostei exploatări sau fostei preparații sau fostei utilități miniere și aducerea suprafeței terenului cât mai aproape de forma ei inițială. Astfel participăm prin proiectele noastre la ecologizarea zonelor ce vor fi scoase din circuitul economic, cum ar fi preparația de la Petrila, preparația de la Lupeni, preparația de la Urican. O vale a Jiului mai verde și un Jiu mai curat pot deveni tot atâtea atuuri în relansarea turistică a regiunii. Preparația Corăiești, singura preparație care operează în Compania Națională a Huilei, are un sistem de filtrare a apelor industriale, de așa natură încât apele Jiului au devenit curate și au reapărut pescarii pe Jiu, au apărut ca noutate sportivi care fac sporturi extreme, rafting și canoeing și așa mai departe. Un lucru care a deschis un pic, zic eu, imaginea Văii Jiului și de care noi suntem mândri, Compania Națională a Huilei, că l-am realizat. Istoria mineritului este un exemplu grăitor pentru modul în care specia umană a tratat și adeseori maltratat natura. Exploatări intensive, mediu poluat, populații migrând sub presiunea sărăciei, resurse epuizate. O societate globală durabilă, cu adevărat, ar trebui să extragă din ce în ce mai puține resurse minerale, să folosească mult mai eficient materialele, să reducă nivelul de poluare și producția de deșeuri la nivel minim. Dacă vrem să avem un viitor confortabil, ar trebui să ne bazăm mai mult pe reciclare, refolosire și să investim în tehnologiile energiilor regenerabile. Prinși între inima lui Stalin și reconversie ecologică, între grijile zilei de azi și neliniștile celei de mâine, minerii din Valea Jiului fac ce știu mai bine, să scormonească pământul. Și merg înainte, dinspre o tradiție care le definește identitatea, către un viitor nesigur. Cu muzică înainte.